Circulată încă din pauza de iarnă, o asociere între cele două echipe de seniori ale Sucevei, Rapid și Sporting, este privită cu ochi buni de către Ioan Radu. Acesta atenționează că următorul sezon al Ligii a treia va fi foarte greu și doar unindu-și forțele, sucevenii ar putea spera la performanță. Dacă la anul competițional de care începe în vară vor retrograda 6 echipe, așa cum se preconizează, că se reduce numărul seriilor de la 6 la 4 și atunci fiecare serie vor retrograda 6 echipe. Nu mare ar fi mirarea că la sfârșitul anului viitor ambele echipe să nu mai fie în Liga 3. Cel mai bine ar fi să unească eforturile pentru o singură echipă, să facă o echipă bună care să reprezinte orașul. Cât privește șansele Sportingului la barajul de promovare, Ioan Radu a evitat să dea un pronostic. Totul se rezumă la un meci, unde se poate întâmpla orice. Sigur, de cele mai multe ori valoarea ar spune cuvântul, dar nu întotdeauna cea mai bună echipă promovează în asemenea situații. Întreba dacă ar putea face performanță cu lotul Sportingului, Ioan Radu s-a arătat pesimist. Chiar dacă e Liga 3, nu se poate face nic fără efort. Fără efort fizic, fără o implicare 100%, fiindcă au fost situații de acum la jucători de la Sporting în care au ajuns la anumită vârstă la care au și o altă ocupație, de aceea au un job și joacă și fotbal. La Liga 4 mergi, la Liga 3 nu mai mergi.